Vă salut, dragii mei! Sunt Ovidiu, de la Club Whisky Iași și astăzi vreau să vă prezint whisky-ul Bushmills Black Bush, varianta 80-20PX. În prezentarea de astăzi voi trece pe scurt în revistă momente importante din istoria Bushmills, apoi voi prezenta gama sa de etichete și la sfârșit voi savura whisky-ul și vă voi prezenta notele mele de degustare. Distileria, numită Old Bushmills, este o distilerie care produce și alte distilate, nu numai whisky, din localitatea cu același nume, Bushmills, comitatul Antrim, din Irlanda de Nord. Este deținută de compania numită Proximo Spirits. Distileria își ia apa dintr-un afluent al râului Bush. Și este un important centru turistic, peste 120.000 de vizitatori venind aici în fiecare an. Deși data de 1608 este prezentă pe toate produsele companiei, distileria a fost construită de-abia în 1784. 1608 este data la care un fermier local a primit o licență regală pentru a distila whisky. În istoria companiei au existat multe perioade de înflorire, dar și multe perioade mai negre. De exemplu, în 1885, un incendiu a distrus mare parte din clădirile distileriei. Un moment semnificativ, în 1890, după refacerea destul de rapidă a distileriei, vă spuneam, în 1890, un vas cu abur, deținut de companie, numit SS Bushmills, face o călătorie peste ocean, ajunge în Statele Unite, în porturile New York și Philadelphia, apoi traversează și Oceanul Pacific, pentru a ajunge în Japonia, la Yokohama, ajunge în Singapore și la Hong Kong, ducând, bineînțeles, produsele distileriei Bushmills. La începutul secolului 20, Statele Unite reprezenta o piață foarte importantă de desfacere pentru Bushmills, ca și pentru multe alte distilerii irlandeze. De aceea, prohibiția din anii 20 a lovit foarte mult distileria, care totuși a reușit să nu dea faliment. După al doilea război mondial, este preluată de o firmă numită Isaac Walson, și apoi în 1972 ajunge și ea a fi parte din Irish Distillers Limited, conglomeratul irlandez care se formase în 1966 din cele trei mari distilerii existente în Irlanda. Ceea ce înseamnă că la acea vreme Irish Distillers era singura firmă care producea whisky în toată insula Irlandei. În 1988, Bushmills a fost cumpărată de grupul francez de băuturi alcoolice Pernod Ricard și apoi, în iunie 2005, de către multinaționala Diageo pentru o sumă destul de interesantă, peste 200 de milioane de lire sterline. Diageo a demarat o foarte interesantă campanie de publicitară pentru a câștiga o cotă de piață semnificativă pentru Bushmills. Interesant este faptul că în anul 2008, Banca Irlandei a emis o nouă serie de bancnote care aveau pe revers distileria Old Bushmills. În anul 2014, Diageo tranzacționează marca Bushmills cu familia Beckman, care deținea compania Proximo Spirits, la schimb cu jumătate din marca Don Julio de tequila, pe care Diageo nu o avea. Astfel încât astăzi, vă spuneam, Bushmills, parte a companiei Proximo Spirits. Așadar, Bushmills, whisky irlandez, produs pe insulă și triplu distilat. Interesant este că etichetele fără indicație de vârstă sunt whisky-uri blended. Și avem astfel Bushmills Original, denumit și White Bush sau White Label,
în care whisky-ul este maturat în butoaie de stejar american. Următoarea etichetă, Black Bush, părintele whisky-ului de față, este un amestec cu o proporție semnificativ mai mare de whisky-uri malt și maturat apoi în butoaie de ex-sherry. Varianta Red Bush este tot un amestec în care whisky-urile malt au o componentă semnificativă, dar spre deosebire, whisky-ul este maturat în butoaie de bourbon, ex-bourbon, față de Black Bush în butoaie de sherry. Trecem acum la whisky-urile cu indicație de vârstă. Cel mai tânăr dintre ele, Bushmills 10 ani, este un single malt, maturat atât în butoaie de stejar american ex-bourbon, cât și butoaie de ex-sherry. Bushmills, 12 ani, denumit și Distillery Reserve, este maturat în butoaie de stejar american ex-bourbon. Urmează Bushmills, 16 ani, tot un single malt, în care whisky-ul a fost maturat în butoaie de stejar american sau de sherry spaniol oloroso, butoaie de tip Butts, și amestecate apoi și maturate suplimentar, finisate, timp de câteva luni, în butoaie care au ținut anterior vin de Porto. Cea mai în vârstă expresie a distileriei, Bushmills 21 de ani, o ediție care este fabricată în fiecare an, după 19 ani de maturare, în butoaie ex-bourbon și butoaie de sherry, sunt amestecate și maturate suplimentar timp de 2 ani în butoaie care anterior au ținut whisky de Madeira. Au fost și câteva ediții limitate, de exemplu Bushmills 1608, lansat în 2008 pentru a marca 400 de ani de istorie a distileriei. A fost vândut doar la magazinul distileriei și prin rețeaua de travel retail, rețeaua de magazine duty free. O altă expresie întreruptă, o serie de fapt întreruptă, seria Steamship, care omagiază acel vas care a traversat oceanele pentru a livra whisky Bushmills în Statele Unite și în Asia. Au fost lansate 4 etichete de whisky, una dintre ele în butoaie de bourbon, maturate în butoaie de bourbon, care au fost anterior carbonizate la interior. A doua, în butoaie ex-sherry la prima umplere, a treia, în butoaie de rom caraibian la prima umplere și a patra, în butoaie care anterior au conținut vin de Porto. Să vedem așadar whisky-ul de față, Bushmills Black Bush 80-20, și vă spuneam că este o variantă a clasicului Black Bush. Aici este menționată explicit proporția de whisky, 80% whisky-uri single malt, maturate în butoaie de stejar ex-bourbon și în butoaie de sherry PX de data asta, Pedro Jimenez, față de clasicul Oloroso, iar 20% de la 20% whisky-uri grain. Această variantă este vândută prin magazinele de travel retail, în sticlă de 1 litru. Prețul este de circa 150 de lei, aproximativ 30 de euro, cam la același nivel cu magazinele din restul Europei. Cutia este clasică, clară, cu Bushmills într-o notă discordantă față de restul cutiei. Forma sticlei este interesantă căci nu are secțiune complet pătrată, ci pe una dintre laturi are o formă neregulată, parcă ar fi un fund care se așează pe scaun. În relief, 1608 și Bushmills Distillery. Să vedem așadar ce ne oferă Bushmills 80-20 PX. O
culoare interesantă, auriu închisă, spre chihlimbar. Să nu dăm credit căci este menționat pe ambalaj faptul că este folosit colorantul artificial, astfel încât culoarea nu are mare importanță, dar sunt interesante urmele pe care whisky-urile le lasă pe pereții paharului, semn că are o consistență destul de cremoasă, destul de uleioasă. La miros, mirosul este light, lejer, aerisit, cu note de fructe și iarbă, dar de asemenea în spate și o componentă mai închisă de nuci, de lemn. Pe total un miros interesant, o combinație faină, promite. La gust, gustul nu mai pare atât de tânăr, nu mai e atât de lejer, de aerisit. Se cunoaște că tripla distilare îi asigură o moliciune, o finețe interesantă. O notă fructată la început, dar aici mai curând decât la miros, unde erau mai mult fructe de livadă, gen mere sau piersici. Aici mai curând notă de fructe uscate, de prune uscate, de chiar și mere uscate. Apoi, de asemenea, o senzație de malț, de cereale, care se transformă ușor-ușor într-o senzație, într-un gust amărui de lemn, tolerabil, nu e deranjant, dar, din păcate, finish-ul e destul de scurt, nu e mare lucru de spus la finish. Se termină repede, rămâne această notă amăruie și ușor, dar și ușor picantă. Înainte de a mai trece încă o dată prin el, să vă spun că această variantă, PX, vine de la Pedro Jimenez. Este un tip de struguri albi din sudul Spaniei, regiunea Montilia Moriles, în apropiere de Córdoba. Se pare, prin cercetări specifice, se pare că acest tip de struguri a fost adus în zonă de mauri. Și astăzi, în afară de Spania, este cultivat foarte mult și în Australia. La miros, da, în continuare, nota fructată e foarte interesantă, cu fructe de levadă, vă spuneam, cu mere, dar și citrice. Fructe proaspăt cojite, dar și fructe mai închise, gen mere uscate sau stafide. Notă lemnoasă, de coajă de lemn, de rumeguș și o notă dulceagă. O notă dulceagă de vanilie. La gust, revin iarăși cu urmele frumoase lăsate pe pereții paharului. Se simt și la gust. Gustul e cremos, e uleios. Mediu, aș spune, ca și intensitate. Cu fructe uscate, mai curând. Spuneam prune, mere, stafide. Gust condimentat. Piper, poate, ghimbir. Și rămâne, vă spuneam, acea nuanță amară de coș de fructe. De coș de fructe de pădure. Per total, un whisky plăcut, un whisky făinuț, miros, destul de variat, apoi gustul se diluează și finish-ul rămâne amărui și ușor condimentat. Punând în grafic, Bushmills Black Bush 80-20 PX, florile și fructele, 2 puncte din 3, ușor de găsit. La miros, mai curând, fructe de livadă, mere sau piersici. La gust, mai curând, fructe închise, fructe uscate și stafide. Condimentele, 1,5 puncte, mai ales pe partea finală a gustului. Nu este un whisky dulce, tot 1,5 puncte.
Lemnul și condimentele, iarăși de asemenea 2 puncte din 3, mai ales la gust și senzația care rămâne în finish. Fumul nu e prezent, iar finish-ul este un finish destul de scurt, spre mediu. Așadar, un whisky plăcut, fără prea multă complexitate, dar per total la 150 de lei, nici nu putem avea foarte mari pretenții, un whisky plăcut de băut cu prietenii. De la Iași, Ovidiu, cu drag, și dacă filmările vi se par interesante, vă invit să apăsați pe like și pe subscribe. Slainte!